Am organizat și noi câteva activități care să pună un pic în lumină faptul că există această zi a copilului și în care să se simtă un pic răsfățați. Inițiativa a venit din partea doamnelor învățătoare, care, având copiii mai mici, s-au organizat să le ofere un moment de distracție. S-a pus muzică, au amenajat un stand cu vată de zahăr colorată, copiii s-au îmbrăcat în culori și au ales fiecare clasă altă culoare. Au fost achiziționate baloane din culorile respective, copiii au dansat Ierusalema și s-au distrat câteva momente cât ne-a lăsat ploaia. De asemenea, au fost implicați și copiii din clase mai mari, copiii, patru elevi din clasa 6AB au amenajat un stand în care s-au făcut câteva demonstrații cu patru ozoboți, mici roboței cu care ei sunt deja familiarizați de la orele de informatică și TIC și sunt foarte încântați să le demonstreze copiilor care sunt fascinați de manifestarea acestora. Sperăm că am punctat cât de cât această zi și copiii s-au simțit bine, chiar dacă vremea n-a fost foarte, foarte bună astăzi. Care citesc culori și după un anumit tot, ei schimbă, de exemplu, viteza, direcția de mers și au anumite caractere speciale. Voi ați programat sau erau programați? Erau programați, dar și noi putem programa. A, deci se pot programa. Da. Doar trebuie să-i calibrăm și atunci mereu citesc culorile. De exemplu, aici tot își schimbă culoarea, depinde de ce culoare îi. Să prinde viteză la cele trei culori. Aici o ce ține.